Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citim câteva versete, ridicați în picioare. 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Cred că sunt pentru prima dată aici, la insistențele fratelui Nicu am venit. Vă aduc salutul bisericii Iuda 20-21 și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Astăzi mi s-a sugerat, și folosesc bine cuvântul, mi s-a sugerat dacă pot să vorbesc despre prorocie. Voi încerca să vorbesc despre prorocie, dar vreau să vă spun din capul locului câteva lucruri. 1. Auditoriu diferit. Sunt aici oameni care vin din mediul ortodox și sunt păstori și slujitori penticostali. Voi încerca să am o linie de mijloc, nici nu intrăm în detaliile tehnice ale prorociei, nici nu divagăm să vorbim doar lucrurile la modul general. 2. Eu știu că noaptea la ora 9 nu se face studiu biblic. Dumneavoastră veniți de la lucru, obosiți de pe șantier cu copii și capacitatea omului de a percepe mesajul e limitată, așa cum ne-a făcut Dumnezeu. 3. Despre prorocii eu n-am să pot vorbi totul. Odată nu ne permite timpul și a doua oară nici eu nu cunosc totul. Lucrare foarte mare, complexă și eu încă mai am multe lucruri de învățat și tot învăț despre prorocie. Acum, intrând în subiect, ce înseamnă prorocie? Eu am să încerc să răspund la câteva întrebări care se pun de regulă și din răspunsul ăsta dacă putem învăța ceva. Ce înseamnă prorocie? Prorocia este o vorbire inspirată de la Dumnezeu pentru oameni. Prorocia are două drumuri pe care le parcurge. De la Dumnezeu până la proroc și de la proroc până la destinatar. Prorocie, rocie a vorbi pro înainte. Adică a vorbi dinainte despre ceva ce se va întâmpla. În Vechiul Testament slujba de proroc a existat, în Sfânta Scriptură avem mulți proroci, slujbă care a continuat și în Noul Testament. Numai că, dacă prorocia are ca scop zidire, sfătuire și mângâiere, cineva are scopul de a nu fi lucrurile astea în adunare. Astea sunt foarte benefice pentru biserică și pentru o persoană. Și atunci cel care nu vrea să fie exersat acest dar de supra-manifestare al Duhului Sfânt, adică prorocia, este diavolul. Și diavolul are câteva metode de a îndepărta din adunare prorocia. Prima, îi nepăsarea slujitorului. Sunt fete și băieți, frați și surori, care au avut darul prorociei, au prorocit și la un moment dat s-au oprit din prorocie. De ce s-au oprit din prorocie? Unul din motive, din comoditate. Din comoditate. Pentru că e mai ușor să taci decât să vorbești. Eu dacă stau pe bancă în seara asta, nu fac nicio greșeală, vă spun eu. Dar dacă vorbesc, o să găsiți poate greșeli. Și atunci unii spun, nu-mi trebuie, domnule, prorocie. Și din pricina nepăsării și a comodității unora,
nu se mai exersează darul acesta. Oamenii ăștia vor fi pedepsiți. Frații mei, ăluia cu un talent, când i s-a cerut socoteală, a spus: știu că ești un stăpân aspru. Seceri de unde n-ai semănat, uite, îți dau darul înapoi. Știți cum i-a spus? Viclean și leneș. Legați mâinile, picioarele, aruncați-le în întunericul de afară, acolo e plânsul, scrâșnirea dinților. De acolo mai departe nu-i pocăință, nu mai este mântuire. Deci, dacă cineva nu prorocește pentru că nu vrea să prorocească, până la urmă robul acela a spus: mi-a fost frică. Sau dacă e frică să lucreze cu darul, asta nu e o scuză. A lucra cu darul trebuie să învățăm să prorocim după cum arată Sfânta Scriptură, dar să ne facem slujba. La noi a venit fratele Mitric de la Bibolorii, era un om în vârstă și a spus: fraților, unii spun nu vă băgați aici că e periculos. E foarte periculos. Dar eu întreb, dacă cade un transformator la o substanție de înaltă tensiune, rămânem tăți fără curent? Nu, domnule, luăm mănuși, luăm galoși, protecția muncii, luăm scule și intervenim. Așa facem și în prorocie. Învățăm ce ne spune Biblia, luăm măsuri de protecție a muncii și intervenim. Domnul să ne ajute. De ce nu prorocesc unii? Pentru că diavolul folosește pe alții să-i lovească, să-i rănească. Și loviturile astea câteodată vin de la amvon, de la slujitori rău intenționați sau slujitori care nu cunosc Biblia, îs bine intenționați, și încearcă să stingă Duhul și disprețuiesc prorocirea. Și un om când e lovit foarte mult și când îi se arată numai greșelile, la un moment dat omul ăsta încetează de a mai proroce. De ce să opresc prorociile? În al treilea rând, diavolul îi ispitește foarte mult pe proroci. Acum vorbim de proroci, da? Era odată un război și un împărat a spus: măi, nu luptați numai cu împăratul. Știți că e vorba de Ahab. Deci prorocul este urmărit de niște duhuri speciale care îl urmăresc, îl ispitesc, vor să facă să cadă și după ce au căzut, normal că nu mai poate proroci. Eu aș vrea să înțelegeți că aici e o luptă duhovnicească, frații mei. Dacă prorocia îi sedire, sfătuire și mângâiere, diavolul nu vrea să aveți lucrurile astea. Nu vrea adunarea din rău să le aibă. Nu vrea ca eu, om ticălos, nenorocit, cu multe necazuri, să beneficiez de astea. Domnul să binecuvinteze toți prorocii. Dar să binecuvinteze pe toți, să ajute la lucrarea aceasta. Bun, ce este prorocia? Prorocia este o vorbire inspirată de la Dumnezeu pentru oameni. Ea parcurge două drumuri, de la Dumnezeu până la proroc și de la proroc până la destinatar. Voi trece mai ușor peste întrebările acestea. Poate la urmă ne oprim la câteva detalii. 2. De ce este nevoie acum de prorocie dacă noi avem Sfânta Scriptură? Și canonul biblic e încheiat și avem mântuire. Eu vă spun un lucru. Dacă un om născut din nou, care s-a pocăit, nu a beneficiat în viața lui de nicio prorocie, va fi mântuit. Repet, dacă eu sau un oricare om s-a pocăit, dar nu i-a vorbit Domnul niciodată prin prorocie, dar el este un om credincios, va fi mântuit prin Sfânta Scriptură. Și atunci de ce e nevoie de prorocie? Aici trebuie să vă spun câteva lucruri. Prorocia nu completează Scriptura. Nu. Scriptura e completă. Împlinește-o și vei fi mântuit, tu și casa ta. 2. Prorocia nu contrazice Scriptura. Între prorocie și Scriptură, mai mare e Scriptura întotdeauna. Că și prorocia noi o verificăm tot cu Scriptura. Și dacă prorocia nu completează și nu o contrazice, de ce avem nevoie de ea?
Prorocia e răspunsul lui Dumnezeu la nevoi specifice din viața noastră. Eu mă gândesc să-mi fac casă în Bucovina sau să mă mut în Spania. Și citesc în Scriptură. Toată Scriptura o citesc și nu aflu răspunsul. Și atunci vine Domnul, spune, măi, fă-ți casă în Bucovina. Vreau să dau la o școală, să mă căsătoresc. Atâtea nevoi specifice avem noi la care nu găsim răspunsul în Sfânta Scriptură. Și atunci vine prorocia și ne dă un răspuns la nevoia noastră și la vremea aceea în care ne trebuie. Repet încă o dată, prorocia nu contrazice Scriptura. Eu am întâlnit fel de fel de prorocii și proroci pe care au trebuit să-i opresc, pentru că ieșeau din Scriptură. Uite, acum am venit în minte un caz. În afară de cei care se căsătoresc, au divorțează prin un băiat căsătorit cu o fată, cunosc foarte bine cazul, la soacra nu-i plăcea din oră, mai nu a putut să o vadă, băiatul a luat-o și îl punea la cale să dispartă. Lasă-mă, nu, mai sunt fete, pocăiți, pentecostani, în vârstă. Și are băiatul o lucrare. Ascultă, bărbatule, scrie în Sfânta Scriptură să ascult de mama și de tata ca să fii binecuvântat. Da, soacra și cu prorocița erau prieteni. Și am trebuit să gestionez casă și ne-a spus, măi, femeie, oprește-te din prorocie. Adică ce scrie? Că trebuie să-și lasă nevasta ca să asculte de mama când eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și atunci prorocia asta nu e în Biblie, scoasă din Biblie. Dacă te oprești, nu mai prorocești, prorocești prostii. Deci prorocia nu contrazice Scriptura și prorocia nu completează. La ce scrie în Scriptură, mai prorocesc eu încă ceva. Unii au încredințările lor, unul e foarte conservator, unul e foarte liberal, unul, și ei în râvna lor ar completa Scriptura după părerea lor. Prorocia nu face asta. Dar noi avem nevoie de prorocie, fiind un răspuns specific la nevoile noastre. 3. Care-i scopul prorocie? Zidire, sfătuire și mângâiere. O prorocie care nu își atinge scopul, e o prorocie cu semnul întrebării. Că prorocia în final trebuie să-și atingă scopul ăsta. Nu intrăm în detalii ce înseamnă zidire, ce înseamnă sfătuire, ce înseamnă mângâiere, că nu ne încape nici vremea, da? Dar scopul prorociei este acesta, zidire, sfătuire și mângâiere. 4. Ăsta e scopul, dar ce conține o prorocie? Deci scopul ăsta, Dumnezeu vorbește prin prorocie ca să atingă scopul ăsta. Dar ce poate vorbi Dumnezeu prin prorocie? Prorocia are descoperire. Scrie în Biblie, Corinteni 14. Va veni unul necredincios, tainele inimii vor fi date și va spune cu adevărat. Dumnezeu prin prorocie poate descoperi trecutul, prezentul și viitorul. Descoperirea trecutului aduce convingerea. Vine cu bărbatul tău, n-am, nu știu, 5 ai avut, ăsta nu e al tău. Doamne, ești proroc. Deci, descoperirea unor elemente tainice din trecut aduce convingere. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Poate descoperi prezentul și viitorul, adică predicție. Multe din cuvintele Domnului erau prorocii. Petru, o să vină o vreme când alții te-o încinge. Vedeți, zidurile astea nu vor rămâne piatră pe piatră. Când veți vedea zidul Ierusalim conjurat, toate erau predicții. Adică Dumnezeu vorbea mai dinainte față de ce o să se întâmple. Deci, prorocia trebuie să aibă parte de descoperire. 2. Prorocia poate da o direcție călăuzitoare biserice.
Fapte 13. Pe când posteam și ne rugam, Duhul Sfânt a zis, puneți în deoparte pe Saul și Barnaba pentru lucrarea care i-a chemat. Cineva spune, măi, prorocia să amestec în alegeri de comitet, prorocia să amestec în alegerea păstorului, da, că biserica e lui Hristos. Capul bisericii e Hristos și Duhul Sfânt lucrează împreună cu Hristos. Duhul Sfânt poate să dea direcție. Unul ia o slujbă, unul ia o slujbă, ce trebuie să facă biserica și cele 7 biserici din Asia, din cartea Apocalipsa, vorba care li s-a spus, erau prorocii de la Dumnezeu, arătând ce se întâmplă și ce au de făcut. Deci prorocia descoperă, cineva mă întreabă, descoperă și păcate? Bineînțeles. Dar descoperirea păcatului, nu uitați, zidire, sfătuire și mângâiere. Că dacă tai și nu pui unde lemn, e un semn de întrebare. Domnul descoperă păcatul pentru ce? Ca să-ți arate că știe viața, te sfătuiește, uite ce ai de făcut și apoi te mângâie dând o încurajare, când e caz, da? Dar prorocia conține lucrurile acestea, descoperire, direcționare, călăuzire și învățătură. Aici mă opresc un pic. Sunt unele prorocii venite la modul general, îndeoseb de surori care nu prind loc la amvon. Și prorocesc câte 5 minute, 10 minute și prorocesc bine. Poporul le sfințește, poporul le sunt gata să vin, poporul le trăiește în dragoste. Nu prorocesc rău. Eu întreb, e de la Domnul sau nu e de la Domnul? Și aici ne va spune, băi, dar eu n-am nevoie de predică de pe genunchi, că avem predicatori. Pavel spune așa, 14:31, căci puteți să prorociți toți, dar pe rând, pentru ca toți să capete învățătură. Prin prorocie să aduce învățătură. E adevărat că când a scris Pavel asta, nu era Biblia, nu era Biblia. Și Dumnezeu atunci propovăduia mântuirea și credința și prin daruri profetice. Dar nu trebuie să facem abuz. Nu facem abuz, repet, că de foarte multe ori unii prorocesc din îndrăzneală, fără să aibă și descoperire, fără să dea o călăuzire, dau numai sfaturi, când astea le-ar putea da un predicator din Sfânta Scriptură. Dar nici nu putem acuza că o învățătură dată prin Scriptură e de la diavolul. În afară de asta, în Sfânta Scriptură sunt peste 31.000 de versete. Câteodată Duhul Sfânt vine, ia un verset care ne trebuie încios în biserică și îți spune versetul acela din Scriptură care nu ți-l spune nici păstorul, nici predicatorul. Deci poate da învățătură Duhul Sfânt prin prorocie, că scrie, frații mei. În anii copilăriei mele am avut în sat un proroc, care oricum nu știa să citească, nu cunoștea nicio literă, eu l-am cunoscut, îl chema Sandu Trăchiță. Deci era neștiutor de carte. Dumnezeu a îngăduit să ajungă orb și era orb. Era un proroc al Domnului. Eu am avut lucrări prin omul ăsta, eram foarte tânăr atunci, și el avea un fel de prorocie așa. Poporule, n-am lăsat eu scris în cuvântul meu așa? Și cita versete din Scriptură, dar el nu le-a citit niciodată. Atunci eu să mă îndoiesc că lucrarea nu e autentică, mergeai la el, frate Sandu, uite așa, iată ce scrie în cuvântul meu. Și spunea versetul care s-a aplica, dar era o învățătură. Și era o învățătură din Scriptură. Prorocia poate să aducă și învățătură. Că puteți să prorociți toți, dar pe rând, pentru ca toți să capete învățătură.
e scris negru pe alb. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și atunci când judecăm un proroc sau o prorocie, să fim foarte echilibrați. Nu încurajăm prorociile venite dintr-o râvnă sfântă. De regulă, frate, când primesc Duhul Sfânt, după primirea Duhului Sfânt, foarte mult se apucă de prorocit. Dar ei se apucă din râvna lor, pentru că nu cunosc exact care sunt pașii prorociei. Dar noi nu omorâm pe oamenii ăștia. Noi îi învățăm, îi sfătuim, îi creștem și Domnul să ne ajute la aceasta. 1. Ce e prorocia? 2. De ce e nevoie de prorocie? 3. Care e scopul prorociei? 4. Care e conținutul prorociei? 5. Cum se formează o prorocie? Eu sunt născut în... Eu am peste 63 de ani de când merg la adunare, fără întrerupere. Părinți credincioși, bunici credincioși, bunicul condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. Era proroc pentru credință. N-am prorocit niciodată. Și asta e un regret al meu. Am fost la rugăciune, am fost la stăruință, am primit Duhul Sfânt, am de la Domnul ceva ce am, dar mă întreba, măi, dar eu de ce nu prorocesc? La o rugăciune înflăcărată îmi venea să strigă, așa vorbește Domnul. De multe ori mi-au venit, poporule sfințește. N-am strigat, o strigat el de lângă mine. Și l-am întrebat, măi, stai un pic, de ce ai prorocit tu și n-am prorocit eu? Că și mie îmi venea să prorocesc. Cum se formează prorocie? Cum vine prorocia asta? Prorocia asta e un mers prin credință. Dacă Petru nu sărea din barcă, nu mergea pe valuri. Deci prorocia este un act al credinței. Dar acum aș vrea să facă deosebire între prorocie, vedenie și dar de cunoștință. Când vorbim de o descoperire pe care ți-o dă Domnul, are trei etape distincte. Revelația, interpretarea și redarea. Frate, eu am văzut un cal alb, foarte clar l-am văzut, așa cum spune Corneliu, am văzut lămurit într-o vedenie. Am văzut un cal alb, foarte clar, e de la Domnul, revelația. Acum el mă întreabă, Doru te cheamă, nu? Frate, ce înseamnă calul alb? După ce am avut revelația, descoperirea, eu trebuie să am interpretarea. Fraților, calul alb, vă spun eu ce înseamnă. S-ar putea ca unii să aibă o revelație de la Domnul, să nu aibă interpretarea dată. Și atunci greșeala unora că dau ei interpretare. Frate, eu cred că un cal alb ar însemna și nu e aceea. Se spune, nu e așa, frate, nu s-a împlinit. Proroc mincinos. Când un frate nu are interpretarea, este convins că a avut o revelație la Dumnezeu, a văzut cu Duhul ceva, dacă nu are interpretarea, să se roage ca Domnul să-i o dea. Dacă Domnul nu-i dă interpretarea, poate spune lucrarea fără să o interpreteze. Frate Nicu, în dreptul matare am văzut asta. Nu știu ce înseamnă. Eu am un exemplu. La Liviu Jeniuc în casă, în Ițcani, era cer de rugăciune și este. Acolo e multă rugăciune. Pe când erau la rugăciune, a venit un bărbat necunoscut, s-a plecat pe genunchi, a început să roage. Se ridică, fratele are o vedenie. Vede o câmpie mănoasă cu o cireadă mare de vite, grasă, frumoasă, pășteau. O întrebat, a cui, Doamne? A lui ăla care a venit acum. Și pe când se uita, vitele a început să slăbească, a început să moară. Vede o casă frumoasă ca un costel. Doamne, a cui casa? A lui ăla care a venit. Și pe când se uita, a început să dărăpâneze zidurile, să cadă geamurile. Doamne, ce e asta? Se roagă, se roagă. Nu primește nimic. Îi spune, mai omule, uite care-i treaba. Am avut în dreptul tău o lucrare și îi spune vedenia. Dar nu știu ce înseamnă. El spune, n-ai de unde să știi. Eu sunt în trecere, am auzit că cer de rugăciune, eu sunt ardelean. Îs patron, îs om de afacere. Eu am ajutat foarte mult biserica.
Când s-au făcut alegeri de comitet, nu le-o dat la nimeni prin cap să mă pui măcar în comitet. Și atunci le-am spus, măi, cât v-am ajutat eu și cât v-am dat eu vouă și la adunare, nu m-a trecut nici pe unul pe listă. De acum să mai dea ăia care li stau după amvon, să mai dea ei și ei, nu numai eu. Și nu că m-am hotărât că nu mai dau. Mi-a părut rău și deja am dat, că eu dacă banii ăia investeam, eu mergeam cu firma mai departe. Și a început omul să plângă. Și a spus, dacă Dumnezeu în seara asta mi-a vorbit, știu ce am nevoie. Îi cer iertare la Dumnezeu și îmi fac slujba mea. Nu vreau să pierd totul ce am făcut. Nu, dacă fratele ăsta da el o interpretare, eu mă gândesc cam așa. Deci atunci când vorbim de un cuvânt de cunoștință sau de o vedenie, ținem cont de cele trei etape, revelația, interpretarea și redarea. Contează foarte mult redarea. Redarea copiii ceva din temperamentul omului, a profetului. Copiii ceva din cultura lui. Un medic, un specialist va explica o vedenie cu cuvintele lui, un plugar sau un pescar va explica lucrarea cu cuvintele lui. Ele sunt de la Domnul, dar redarea diferă. Unul care e mai brutal și mai agresiv, va spune, fraților, Domnul v-a spus așa. Unul e mai blând, spune, fraților, Domnul v-a spus. E aceeași lucrare. Contează mult redarea. Domnul să ne dea înțelepciune, fraților. Atunci când vorbim de dar de cunoștință sau de vedenie, avem revelația, avem interpretarea și avem redarea. Când vorbim de prorocie, Dumnezeu nu are un șablon. Acum la redare vă spun un singur lucru. Eu recomand un vocabular biblic. Folosiți cuvinte din Biblie. Și atunci toți le înțeleg. Tot la Ițicani, într-o seară, un băiat venit din lume, a primit Duhul Sfânt și a avut o prorocie. Poporul, dacă te vei sfinți și vei căuta voia mea, voi lucra cu tine ca în filme. Ăștia s-au oprit, băi, stai, bă, ce prorocie, cum lucrează? Și apoi frate a spus, nu, el vine de la film, dați-i pace. Lucrarea lui a fost bună, de începător, dar el nu știe ce scrie. El a crezut că lucrează ca în filme, măi băiați, vin încoace. Noi nu trebuie să disprețuim prorocirea, nici pe începători. Noi trebuie să-i creștem, să-i învățăm. S-ar putea rănind un copil din ăsta să nu mai prorocească niciodată. Și-i vinovat el și-s vinovat eu că nu l-am învățat. Acum, la prorocie se pare că nu există un șablon. Oamenii au prorocit, au vorbit mânați de Duhul Sfânt, dar există o regulă, o linie mediană. Eu am întâlnit oameni care au prorocit, spunea, eu am văzut scris cu litere de foc. Și când am gătat scrisul, asta a fost și la rugăciune. Îmi pare rău că trece timpul. În Vicovul de Sus sunt frați Mitric. Veniți de la Ningești, au fugit, au trecut granița. Erau 6 bărbați puternici. I-am cunoscut. Când tata și mama lor s-au pocăit, au început să meargă la adunare, i-au făcut mare scandal cu părinții. Ne faceți de rușine. Erau 6 feciori îmbrăcați național. Și îmi spunea fratele Mitric, mie mi-a povestit, că eu am fost la el și vă spun o chestie. Avea pe Biblie 2 date scrise. Și am spus, frate Nicolae, ce înseamnă? Asta e când m-am dus prima dată la Dumnezeu. Și a doua, a început, avea 80 de ani, să plângă ca un copil. Băi, frate Dragoș, în data aceea eu n-am putut lua cina, Domnul. Și am scris, n-am fost vrednic să iau cina. Noi cum stăm cu cina? Dar noi intrăm aici. Se spune că noi eram ortodoxi. Și în pregătirile de Paști ne-am pus coșulețele cu vin, cu ouă, cu pască. Vă zic, băi, hai ne culcăm și mergem la noapte la preotul să ne sfințească. Spune că o dat Domnul un duc de somn peste noi,
Când ne-am trezit, era 8 dimineața, soarele sus, n-am fost la biserică. Și unul spune, bă, suntem mai răi ca păgânii, bă, ce facem? Și unul spune, hai la pocăiți de Paște, ca să nu pierdem sărbătoarea. Și că am plecat la pocăiți, doi ne-am pus acolo, unul ne-am pus acolo, unul aici, strategic, auzeam. Lângă mine și cu o bătrână cu un caiet, o zic, hai cântă cu mine. O zic, fratele ăsta, ce să cânt cu el? Băi, dar așa ne-a plăcut de tare că unul din noi nu a vrut să meargă. Eu nu merg la rătăciți. Așa de tare ne-a plăcut că a doua duminică i-a spus, băi, suntem frați, odată mai merge mult, dar hai și tu cu noi. L-am lămurit, noi ne-am îmbrăcat, am mers. Și cu un frate de acolo a spus, ne plecăm pe genunchi, un frate care e îndemnat să se roage. Și atunci îmi spunea fratele Nicu, la mine am văzut scris pe perete cu litre de foc. Și eu, care eram a doua oară la adunare, am început să mă rog. O să citim tot ce scria adunarea, era numai aleluia și plângeau tot. Când am văzut că scrie amin, am spus amin, că eu nu știam mai mult. O rămas în adunare, tot 6. Fratele era prezbiter. Unii au povestit că ei au prorocit văzând scris cu litere de foc. Dar asta e foarte, foarte rar. Alții au primit o prorocie în vis. Au visat că erau în adunare și au avut o prorocie și când i-au spus la Domnul, măi, a fost un vis, nu? Dar în vis eu proroceam și a fost exact. Astea au fost mai multe cazuri. Dar de regulă, când vine prorocia, vine puterea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt vine peste Duhul omului, acolo se naște prorocia. Prorocul primește pentru început ori un cuvânt, ori o frază, ori are un simțământ puternic, ori are un verset din Scriptură, îl aduce Duhul, el nu știe mai departe, dar merge prin credință, începe să prorocească, și Duhul îi aduce celelalte, în timp ce mintea lui este ca și la vorbirea în limbi, este fără rod. Acum, de ce vorba de măsura de credință? Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, Roman 12 cu 2, să n-aibă cu 3, despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință. Ce înseamnă măsura de credință? Odată, măsura este un obiect care verifică. În românește se spune cumpână, sau Wasserwager, când noi am fost sub austro-ungari, așa. Deci prorocia se măsoară întotdeauna cu Scriptura. Eu pun prorocia ta și pun Scriptura. Dacă prorocia e după Scriptură, e autentică. E una din... Dacă nu, nu-i după măsură. Măsură mai înseamnă capacitate. Eram în Chicago, în biserică la fratele Luigi Bițoi. Era seară de rugăciune. Vine o tânără, vorbește în limba, aleluia, vorbește. Poporule, sfințește-te! Vorbește în limbă, vorbește, pregătește-te, vorbește. Eu mă arăt, Doamne, ce înseamnă asta? Domnul mi-arată o glorie de cei care trăieră. Avea o masă mare de vreo 6 metri și vârtea masa așa, prindea câte un spic, îl trăiera și arunca 2 boameni. Iar făcea o gălăgie mare, prindea un spic, iar îl trăiera. Și îi spun, măi, fata asta are lucrare curată, de la Domnul, dar n-are măsură de credință cât îi trebuie. Poate ajungem și aici. Sau hai să vă spunem acum, ca să nu uităm. O să vedeți dumneavoastră că în timpul prorociei, și apoi revin, există din partea prorocului vorbire în altă limbă și apoi românește, prorocește. S-ar putea să aibă aceleași 3-4 cuvinte în altă limbă, dar românești spune altceva. Aceleași 3-4 cuvinte care tu li sesizezi, mă, aceleași cuvinte, el în românești spune altceva. Cum vine asta? Fraților,
aceea nu-i vorbire în limbi și tâlmăcire. Că vorbirea în limbi și tâlmăcirea altfel se manifestă. Eu spuneam că Duhul Sfânt, Duhul Dumnezeu, coboară în Duhul omului, la Duhul prorocului, și acolo trebuie ca să prorocești o măsură de credință. În timp ce prorocești, noi suntem ca oameni în fire, s-ar putea să ne scadă măsura de credință. Când ne-o scăzut măsura de credință, nu mai avem voie să prorocim. Atunci prorocul ce face? Vorbește în altă limbă, că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Ajunge iarăși la măsură mare și iară prorocește. Deci când vine prorocia, trebuie să ai o mare măsură de credință. Prorocia poate fi fără niciun cuvânt în altă limbă. Sunt proroci care încep poporul, așa vorbește Domnul, fără niciun cuvânt. Este prorocie de la Domnul. Aceea ce vă spuneam eu, vorbire în altă limbă și prorocie, aceea nu-i vorbire cu tâlmăcire. E o vorbire pe care prorocul se zidește, crește spiritual, îi crește credința și poate aduce mesajul de prorocie. Deci prorocia, Duhul Sfânt coboară în Duhul omului, de regulă, când simți plinătatea Duhului peste tine, prin credință începi să vorbești, ai spus primul cuvânt, Domnul îți aduce și următoarele, fără ca mintea să aibă contribuții, să aibă un rol în asta. Când îi vedenie sau îi dar de cunoștință, ăla se poate opri și spune când prorocul are timp să-l spună. Da? Deci dacă eu am o cunoștință pentru dumneavoastră, pot să vă spun la urmă, am o cunoștință pentru o fată, rămâi la urmă, mă uit ce mi-a ratat Domnul. Prorocia când vine Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, ai încredințarea că Domnul vorbește prin tine, încep să prorocești. Așa se formează prorocia. Nu intrăm în detalii despre alte modalități de prorocie. Din Cartea Cronici, care prorocea un soțit de harfe, cu cântare, îi biblică, de Agar, care s-o lega cu brâu, că dacă ar face la voi un proroc așa, nu-l mai primi la Reus, da? Vii unul, sunt cinci, așa vorbește Domnul, du-te, Domnule, acasă. Este prorocie după Biblie, despre darea mesajului, ca și David, lui David cu oaia, cu melușica, aici sunt multe feluri. Dar asta e regula prorocie. Măsură de credință, coboară Duhul Sfânt în Duhul prorocului și aici Duhul prorocului este supus prorocului. Dacă prorocul vrea să dea drumul, îi dă, dacă nu, nu. Nu poate cineva, am auzit proroci, frate, o vorbit, nu m-am putut opri. Înseamnă că nu e clar. Noi nu cădem în tranșă ca Petrache lupul de la Maglavit când prorocim, nu, nu. Deci noi suntem conștienți, Duhul Domnului vine în Duhul prorocului care vorbește din voi în altă limbă. Deci recunoașteți că eu dacă vreau să dau drumul la vorbire, îi dau, și dacă nu vreau să vorbesc, nu-i dau drumul. Tot așa e și cu prorocia. Numai că există pericolul că atunci când vine o prorocie, dacă nu îi dai drumul atunci, să se piardă mesajul ei. La vedenie, la cunoștință, poți să redai și mai târziu. Nu știu care din voi, din partea Bucovinii, l-ați cunoscut pe fratele Florea. Era un bun proroc, dar un om necizelat la vorbă. Și-a plecat la Voitinel și adunarea înflăcărată și el a vrut să prorocească. Așa vorbește Domnul, era mare voinic, așa vorbește Domnul. N-au s-o înțeles. Iar a încercat, i-a dat Duhul Ies, n-a putut. La urmă se termină rugăciunea, băi, dar gălăgioși voi sunteți, bă. O vrut Duhul Sfânt să vă spui ceva, dar cine ascultă? Cel puțin acel din colț răge ca un ghițel. Că el era așa ca dânsul. Eu îl știu și pe cel din colț, un om pocăit, se ruga tare. De aceea, eu sunt pentru rugăciuni înflăcărate.
Totuși, dacă Domnul vrea să dea o descoperire, trebuie să fim un pic atenți și la asta. În același timp, prorocul să aibă înțelepciunea și călăuzirea, să roage pe Domnul să-i dea lucrarea când poate fi primită. A opri o adunare dintr-o rugăciune înflăcărată, că vrei tu să spui ceva, mă tem să nu fie și din îndrăzneala ta. Lăsăm rugăciunea sau la predică, e același lucru. Bun, unde suntem? La patru. 1. Ce-i prorocia? 2. De ce-i nevoie? 3. Care-i scopul? 4. Care-i conținutul? 5. Cum vine o prorocie? 6. Acum e închei, gata. Hai să vă spun o poveste. Am fost în America invitat acolo. Programul de la 7 la 9, după amiază. De la 7 la 8, rugăciune. Nu tăiem, nu-s de acord. Rugăciune. De la 8 la 9, cântă corul, cântă fanfara, cântă cu tare. Nu, lasă ceasul acolo, frate. Știu ce vrei să faci. Lasă-l acolo, că eu mi-a spus amin. Mult program umplut, l-a pus pe un frate, a pus o mărturisire care o mai avut înainte, pe mine mă pune la 9 fără 10. Și îmi spune, frate, nu te uita la ceas. Am ieșit la învoș și am spus, fraților, voi aveți o rânduială, Dumnezeu e Dumnezeu rânduiele. Voi aveți adunare de la 7 la 9. Pe mine m-ați chemat din România. Trebuie la ora 8 să mă puneți la predică. Eu predicam până la 9 și voi cântați până la 12. Cor, fanfară, grupă mare, grupă mică. Eu n-am venit din România să vă calc rânduiala. Ca așa mă cotați, ca unul care nu trăiesc în rânduială. Acum voi, din politețe, poate mă ascultați și peste program, dar credeți că mi-ați făcut un favor că a stat pentru mine. Și eu n-am nevoie de favorul ăsta. Am predicat 5 minute și am trecut în bancă. Apoi între ei s-au sesizat. Dar la voi nu-i cazul, că suntem prieteni, nu? În prima dată. Da, cum să verific o prorocie? Aici e foarte mult de vorbit, vă dau numai câteva directive. 1. Prorocia să fie biblică. Dacă nu-i după Biblie, nu-i bună. Ne uităm dacă prorocia este reală. Vei trăi. Și-a murit. Mâine la poarta cetății se va vinde floare de făină. Și nu s-a mai vândut floare de făină. E o problemă. Ne uităm dacă prorocia este benefică. Dacă o zidit biserica să i-o împărțit în 7 o prorocie. Sunt și prorocii din asta. Băi, am avut cuvântul, a fost la noi prorocie. Stai, dar cine v-a prorocit? Căci prorocia e pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Dacă o prorocie în parte adunarea și o împrăștie, mulțumesc. Atunci nu este de la Domnul. 4. Prin cine a venit prorocia? Acum nu verificăm prorocia, verificăm prorocul. Că oamenii nu culeg smochine din spin, nici din mărăcini. Și poate altă dată intrăm în detalii, da? Îți dau numai directivele astea. Mai am încă, la punctul 7, am eu diverse. Să pun întrebări așa, frate Dragoș, suntem la adunare. Dacă cineva se roagă, are șansă mare să aibă o lucrare. Dacă stă cu minte pe bancă, nu-i vine lucrare. Dacă o cântat sau o predicat, ascultă bărbatule. Dacă nu, nu. Dumnezeu nu știe că sora ce are nevoie de prorocie, de ce o dă de regulă la cea la care a făcut ceva în adunare? Oare de ce? Aici nu-i treaba lui Dumnezeu, aici e treaba prorocului. Prorocul e om ca și mine, ca și tine. El vine la adunare, Doamne, ai milă de nevastă, de copii, Doamne, la servici, Doamne, cu sănătatea. El se roagă. Când cineva face o slujbă, iese în evidență, prorocul face ca Habacuc. M-am dus pe turn ca să întreb pe Domnul. Doamne, ce cu omul ăsta? Aici aparține responsabilitatea prorocului, nu a lui Dumnezeu. Și eu, dacă tu ai cântat o cântare, dacă tu te-ai rugat, eu mă rog, Doamne, cine e omul ăsta? Eu îl întreb
și Domnul îmi răspunde. Dacă cineva îi în adunare și Domnul vrea să-i dea un sfat, o zidire, o mângâiere, o poate face fără să te rogi, fără să te ridici, fără să faci ceva. Că Domnul știe inima. Dar de regulă, când cineva face o slujire și are o lucrare, îi raportarea prorocului față de el. Prorocul întreabă, Doamne, ce cuvânt ai pentru omul ăsta? Nu-i treaba al Dumnezeu, e mai mult implicarea prorocului. Despre vorbirea în limbi și prorocii, v-am spus, îi una tâlmăcirea și alta vorbirea în limbi pentru zidire. Și mai este o problemă. Eu mă duc la el, îmi prorocește, bărbatul repocăiește. Nu chiar îmi place asta. Mă duc la Nicu. Bărbatule, eu te-am ales. Ce facem cu prorocirii care nu se împlinesc? Și aici e mult de discutat. Dar s-ar putea, țineți minte, s-ar putea amândoi prorocii să fie buni. Vă dau un exemplu din Scriptură, tot acum aia spun amin. Are Iosif un vis și îi spune lui tata, eu am visat că soarele, luna, stelele, 11, se închinau înaintea mea. Eu întreb, visul era de la Dumnezeu? Da. Și Iacob l-a crezut? Tata mai visat ceva, era una secerat, snopul meu a stat în picioare și tăti celălalt a căzut jos. Era de la Dumnezeu? L-a crezut? Acum, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10-11. Pentru că n-au primit dragostea adevărului, versetul 11, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Să ne minte cum scrie. Acum vin frații lui Iosif cu o haină muietă în sânge. Tata, am găsit un pustie. Era drept? O crezut-o? Măi, când ai o lucrare de la om al Dumnezeu și nu-ți convine și nu-ți place, Dumnezeu îți poate da o lucrare de rătăcire ca să crezi o minciună. Nu-i nici el a vinovat, nu-i nici el a vinovat. Vinovat ești tu care nu ești pocăit și ispitești pe Domnul. 100 de telefoane în România, poate îți dă unul o lucrare că Domnul te-a ordinat și trebuie să iei locul ăsta. Că de astea e plină lumea prin adunările noastre pentecostale. Pentru că n-ai primit adevărul, dragostea de adevăr, Dumnezeu îngăduie o lucrare de rătăcire, nu judecați proroce. Despre pericolele prorocilor, aici sunt multe de vorbit, cum să verific o lucrare, cu metode mai sigure, mai nesigure, dar eu mă opresc aici. Pericolul prorocilor, 1, mândria. Cel mai greu se lucrează cu proroci. Ei au pretenția că ei sunt în legătură directă cu Dumnezeu. La noi era o soră în vârstă, o prorocită de odată de vreo 2-3 ori în bară, care știe, care mai juca fotbal. Odată în bară. La noi era fratele Remia și fratele Gaitan printre primii pocăiți. Și-a oprit-o pe sora asta în balcon. Noi aveam repetiții de cor, dar eram cu urechi acolo. Și îi spune, măi, soră, uite, ai greșit aici, ai greșit aici, ai greșit aici, soră. Dar uite ce spune în Biblie și ea întreabă, dar voi cine sunteți? Eu vorbesc cu Dumnezeu, voi cine sunteți? Și bătrânul Gaitanu zice, nu ți-e rușine la obraz, tu nu știi cine suntem noi. Când ai venit la joc și ai intrat în adunare, nu tot noi eram aici, nu știi cine suntem noi, ia de azi înainte să nu mai prorocești. Pentru că prorocii îți atacați de mândrie asta, noi cu Dumnezeu. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, Efeseni 4:11, pe alții păstori. Ești pe locul 4, stai în banca ta, că prorocul e al doilea, nu ești tu. Ei, în mândria asta sunt prorocii atacați care nu colaborează, nu lucrează în dragoste, 1 Corinteni 13. Și asta este un mare pericol pentru proroci. Un alt pericol pentru proroci este implicarea sentimentală. Te duci la o mamă bolnavă de cancer, tu ai 10 copii, tăți plâng, Domnul mi-a arătat că o vindică. Dar tu, sufletul tău, l-ai pus acolo, că tu ca om ai vrea să o vindici, că te rogi să o vindici. Nu ți-a spus Domnul. Foarte mulți proroci
greșesc datorită implicării sentimentale. Inima lui de om ar vrea să o vindice. Mi-a arătat Domnul că îi face bine. Dar nu îi face bine. Eram la Botoșani, un frate prezbiter, tata avea 10 copii, foarte bolnav. Am fost la rugăciune acolo cu niște frați proroci. Și fratele bolnav, prezbiter, are pentru el, este o vedere. Frate, mi-a arătat Domnul că aveai o sticlă colorată, așa de frumos, așa de vedei, de la Domnul ai să o păstrezi. Îi spune la nevastă, soră, mi-a arătat Domnul că aveai așa o sticlă albă, curată, vedei lucrurile foarte reale, de la Domnul ai. Și nevasta, ce înseamnă? Măi, el are o nădejde că se face bine, că se vindică, că se predice în adunare. Domnul i-o da nădejdea, el intră în mormânt, dar tu vezi adevărul. Frate, Ionela mea o să moară. Eu știu că el moare. Lasă-l cu nădejdea asta. Dar implicarea asta, de multe ori, implicarea sentimentală, duce la greșeli în prorocie. Mai este implicarea minții. Prorocia nu vine din mintea omului, dar mintea își cere drepturile. Vine din îndrăzneală. Pleacă doi frați. Nu știu să vă spun numele sau nu. Un frate cu dar de deosebire de la Dumnezeu, un frate proroc. Nu rău, bun. Se duce într-o adunare, vede o adunare o leacă mai lumească, surorile mai fără batic, mai vopsite, mai perciunate. Na, acum sunt modernele astea acum. Și fratele are o lucrare. Are a doua și are a treia. Când a ieșit fratele Ștefan, care trăiește, are 90 de ani, spune, băi, prima lucrare a fost de la Domnul, dar a doua ai amestecat-o. Ai amestecat-o, măi, bordene. Dar a treia ai spus-o tot de la tine. Băi, Ștefan, dar nu le-am spus bine, tu ai văzut cum arătau? Nu le-am spus, băi, recunosc, le-am spus de la mine. Dar dai, văzut că erau ca niște capre. Măi, oameni buni, noi nu punem în credințările noastre și râmna noastră ca prorocie de la Domnul. Dacă ți-o dat Domnul o prorocie, spune-o, de ce amestești paiele cu grâul? Paiele-s cuvintele noastre, grâul-s vorbele Duhului Sfânt. Deci implicarea sentimentală duce la greșeli în prorocie. Ce pericole mai sunt? De corupție financiară, ați auzit? Că spune în Biblie, dacă mușcă ceva cu gura, prorocește de bine. Dacă nu, războiul Domnului. O plecat la cineva, nu vă spun prea multe, cu niște plăsi, că era și năcăjit prorocul. Și-o lăsa plăsele întind și-o venit și aspre lucrări au avut. Da, frate, pocăiți, când a plecat, frate, uite, ți-am adus ceva. Băi, păi cine a spus la început, poate altfel vă vorbea Domnul. Oameni buni, a venit un frate în America la noi, la comunitate, a spus, n-aveți un proroc bun aici? Mai avem. Nu-mi dați un telefon? Nu. De ce? Să nu mi-l strici și pe ăsta. Există și corupție financiară care ajunge la cântăreț, ajunge la proroc, ajunge la predicatori. Dacă mușcă ceva, îmi dați 1000 de euro să vezi ce prediceam pentru voi. Și dacă nu, nu. Dumnezeu să ne păzească. Nu stricați proroce cu gențele voastre și cu promisiunile voastre. Lăsați-i pe oameni să-și facă treaba acolo. Și dacă ți-a spus un proroc că de la Domnul trebuie să te pocăiești, nu te duci cu sarsanaua, du-te și te pocăiești. Multe ar fi despre prorocie. N-am intrat în detalii. Am vrut să păstrez o linie din mijloc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încercând să răspund la câteva întrebări. 1. Ce este prorocia? 2. De ce e nevoie de prorocie? 3. Care-i scopul prorociei? 4. Care-i conținutul prorociei? 5. Cum se formează o prorocie? 6. Cum se verifică o prorocie? Și la 7. Câteva diverse și sunt multe. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.